În momentul de față suntem foarte aproape de deschiderea acestui punct datorită faptului că în toamnă la Timișoara domnul ministru al transporturilor Sorin Grindeanu și domnul ministru de externe domnul Siarto au semnat un memorandum prin care la Beba Veche se va deschide un și la Cîmpeni-Gaza se va deschide un punct de trecere a frontierei. Lucrurile au mers înainte, se desfășoară cu pași repezi. În momentul de față deja este în dezbatere publică, iar avizele pentru obținerea acestei hotărâri de guvern sunt pe cale să fie obținute într-o perioadă foarte scurtă și ca atare sunt sigur că și hotărârea de guvern necesară deschiderea acestui punct de frontieră va veni în curând, deci într-un timp foarte apropiat.